Salutare tuturor, sunt și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastre de Survival Hardcore și în acest clip, oameni buni, vreau să mai muncim și noi pe aici, pus la căsuță, cine știe, poate vom reuși să terminăm și noi într-o oarecare formă căsuța în acest episod și în clipul următor o să mergem să ne batem cu dragonul, mai bine zis prietenașul nostru din end, deci fraților, nu uitați să păsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade în această serie și haideți să vedem ce reușim să facem și noi cu această căsuță, eu am ajuns acasă, mi-am golit inventarul, mi-am lăsat numai chestiile gen de război, chit că mă apuc să facă sus. Acum mă gândeam cum ar fi, hai să încercăm să ne punem acum looting 2 pe sabie. să ce spuneți. Mă gândeam gen, bă, să pun înainte să mergem să ne batem cu dragonul, mm. Hai să mă duc să mă bat cu dragonul când sunt full ready, să nu mai am de încantat sau toate cele, așa că, deci eu aș avea nevoie acum, cred că o să mai fac niște pantaloni, sincer, deci aș mai face niște pantaloni de diamond, stai să văd de, de, fapt cât îmi ia, oa, cât îmi ia mie dacă vreau să-mi pun looting pe sabie, Gen cât XP o să-mi dacă vreau să pun pe această nu aici, boss. Dar aveam și în casă, sunt Deci mi-a level 5, adică o să ajung la level 30 fix de un enchant, să mă lase, super, super tare. Ok. ce se zice, se merită? Bă, se merită, eu zic că se merită. Bam, boys! Ai mă, tătuțul, level 30, uite cum vin mă aici și n-au cum să ajungă la mine. Pentru că lavă, ce faceți, boys? Vă dau cu... O să, cadă, o să cadă. Tăi, tăi, Oh my god, l-au omorât, pe amicul lor, rip Marcel, a fost o persoană bună Marcel, hai să mă duc să-i omor eu, eu, că văd că, lol, s-au Ia în... i-am aruncat și eu în lavă, ba nu, uite că nu stau chiar în lavă. Oh my fucking god, doamne, deci e atât de penal cu toți mobii ăștia care se strâng aici la gardul meu și fac pe toate cele. Bă, dar e fain cu viteză, deci nu înțelegeam de ce mă mișc așa de repede. pentru că am beacon ăsta cu speed, super, super tare. Deci nu cred că s-au mai spawnat încă trei zombie. Bun, hai să facem niște pantaloni, așa cum am spus. Vreau să văd, poate, poate, mi-o pica și mi-o un protection, frate, ar fi chiar super tare. Adică altceva ce aș putea să-mi înceantez? Pickaxe, mă. Nu? No? Adică ar merge un pickaxe înceantat. Mâncasaș. Nu știu ce, hai să ne înceantăm pic ul bag piciorul pantalon, hai să zicem că avem fire protection, ne ajută contra focului dacă e să cădem în nether, în lavă sau ceva, hai bun să zicem că ne ajută, da? Atunci hai să ne înceantăm noi pickaxe-ul și am nevoie de ceva, lemn, nu am pus mai eu tot lemnul, aici mi-am golit inventorul, deci uite că aici am găsit ceva, super tare, uh, facem aici un pic alău, aș putea să mă și astea la alte, dar... Sincer să fiu, acum acum nu sunt nici full reparate, nu știu dacă aș băga eu level 30, niște chestii destul de stricate, știi? Nu știu dacă are rost. Uh, nu ai cea, mă, Is idiot. Am breaking 3. Să ne riscăm, am uitat să duc la pe să ne riscăm. Poate pică o eficiență. Dacă pică și eficienții 3, sunt cel mai fericit, pentru că le combinăm și facem șmechirie, știi? Ce ziceți? Hamă să mai iau la de aici. Hamă să dăm cu am Unbreaking 3. Domnezeu, o comeră acum, cât să fă. Să vedem ce ne pică, să vedem ce ne pică de fapt. Bam, bam. Am breaking 3, efficiency 4. Deci are eficiența mai mare, bine, n-are fortune. Și n-are rost să-l să folosim pe ăsta cu fortune. Știi cum facem, boss? Ăsta luăm cu noi, că ăsta are, pur și simplu, are minus 1 eficiență. E și spart, mai mult, deci e spart. Și ăsta special la el e fortune. Păi pe ăsta cu fortune o să-l luăm numai când... Uh, Stai că mi-arunc eu lapisul pe aici. Pe cu că forcea nu o să -l luăm numai când mă duc pe diamante sau ceva, nu? Și cu asta o să sap așa normal. Super tare. Uite că am făcut rost și de un pickaxe mai bun. Facem rost de o grămadă de chestii mai bune acum înainte să ne apucăm de căsuță. Bun. Uh, V-am citit comentariile. Și mulți dintre voi au spus să facem cu piatră pentru că ar arăta mai bine, mai ales că piciorul casei mele, practic tot, baza turnului, cum ar veni, este tot din piatră. Dar nu vreau să o fac din cobblestone, că e iurei, destul de iurea, frate. Știi din ce facem? Fie antenă. Băi, uite că nu-s pregătit cu materiale, că-s dă rău. Bac piciorul. Nu-s pregătit cu materiale. Uh, punem stăun la prăjit, frate. Deci vreau neapărat cu stăun la prăjit frumos, așa, nu bătaie de joc, știi? Adică hai să mergem să testăm un pic ul ăsta și după vedem cum facem cu căsuța și mă gândeam în partea asta de sus să facem ceva gen un turnuleț așa, știi? Nu de alea ca la țigan cu mai multe turnulețe, nu un taval mai frumos, mai normal, dacă pot spune, nu pătrat. Care arată foarte ciudat pătrat Și să punem geamuri pe fiecare parte Și facem cu stone brick Model ceva, model cu stone brick și stone Arată destul de interesant Sau stone brick și cobblestone ce în capul pe colsuri și stăm... Ah, nu știu cum ar arăta acum, sincer. Să v vedem, testăm. Acum vreau să-mi testez pickaxe-ul noul, Haha. Și în clipul următor v-am spus, o să ne batem cu dragonul. Orice ar fi în clipul următor, bătaie maximă cu dragonul. Bă, ești nebun? Mi se pare mie că s sparge mult mai repede decât ăla cu eficiență 3. What the fuck, man? Chiar sparge foarte repede. Dude, uite că e diferență mare. <laughs> deci chiar e diferență mare între efficiency 4 și efficiency 3, frate. Nu știu dacă la voi pe filmare, adică dacă voi pe filmare se sizați, dar eu aici în joc îmi dau seama. Chiar se dă ușor seama. Și are aud lava aia de deasupra și am impresia că e lava pe undeva pe aici prin apropiere și are și pierd timpul să stau să caut lava. <laughs> Doamne, deci a zis de asemenea în clipul anterior de mine. Adică acum două clipuri, nu un clip anterior, dar nu-i bai, mă lasă, că se mai întâmplă, mă mai și mai suntem mame. Și ce a fost așa grav, frate, să zici că am murit un om, fac picior. No. Ok, hai să luăm rep deci zici că am fost Sabina Frate, la faza asta zici că am fost Sabina, nu mai Sabina, mai Se bate cu nu! Oh, ce s-a întâmplat? Deci nu mai bine, mai face de asta să mă de nou. <laughs> Lol, man. Ok. eu uite, un stac jumate. Deja că merge repede treaba. O să punem în toate furnalele alea ca să meargă treaba mai repede. Și noi după ne gândim la un model. Aș putea chiar să folosesc genal material până când se gata de prăjit cablul, să devină stone. Și din stone facem stone brick. Că na, stone brick arată fine, frumos. Ne gândim la tavan cum facem, nu? Sau, pur și simplu, așteptăm să se gate ăsta de prăjit, cobblestone-ul. Și după continuăm cu stombrii, frate, nu? Câte stacuri am acum? Două stacuri jumate. Hai că crește destul de, destul de repede merge toată treaba aici. O, ok. Pac, 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 pac. Luăm și rândul ăsta. Și cred că ajunge dacă mai luăm și această liniuță. Terminăm cu această liniuță <laughs> pentru cunoscători. Nu-i bine, bă. Ce zici? Acum fac mișto, știi? nu? Duno. What is is actually? Okay. Trei stacuri jumate. Bun? Eu cred că destul de bun. Destul de bun cât să punem la prăjit. Deci, 8 bucăți de cărbune pentru un stac, 4 bucăți pentru jumătate de stac. Bun. Hai să vedem cum facem. Jumătate de stac. Ok, jumătate de stac, câte jumătate de stac. 3 bucăți că a patra deja s-a băgat, cum ar veni. Da? Opa, asta e. Uite așa. Deci, practic, trei pe lângă cel pe care deja l bag. Uite așa. Și trebuie să mai avem de aici niște cărbune, că aici mai avem niște cărbuni, beton. Și așa se prejește și mult mai repede, știi? Și cred că am putea să așteptăm până când se prejește ca să nu... Ca să nu mai stăm după să tăiem, să bla 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 bla. Și aici cred că la fel, chit că nu-i fix jumătate cred că... Intră cam pe la fel. Pe la fel. Pe la fel! <laughs> Pilă fel! <laughs> Ce? Nici eu nu știu ce am spus. Ok, face asta un bric. Da? Ok. Cum urcăm noi pe aici? Scară, boss. Nu spune că nu avem lemn. Am aici. A, uite că am ledere aici. Pretenaș. Pretenaș avem ledere aici pregătit aici de -a bun. Știți că trebuie să... Tot ce am pus noi aici trebuie să demolăm, nu? Știți asta, nu? Știți? Băgam ea m-a mâncat pe mine în fund să mă apuc să pun aici cu cobblestone, dar de fapt trebuia, frate, adică arată urât cobblestone, nu, nu, nu știu ce a fost în capul meu. Mă gândeam așa, nu știu, drept, să luăm, nu știu, ca model, să vedem cum o să iasă, dar, mh. în fine, e ok, și așa, și așa mânca, Să aparge repede, 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 e ok așa să spargem, ne mai, mai povestim despre un alta, mai, mai facem rost de cobblestone, deci ăsta e un lucru foarte, foarte bun. Da? Și știți că o să trebuiască și tot lemnul ăsta să-l luăm. Asta e o altă parte, frate. Și mă gândeam, bă, mă gândeam să fac tot ghirul, gen și, și toporul să-mi fac de diamond și să l enceantez Frate, nu cu enchantul de-astea foarte, foarte bune. Adică nu cu level 30, dar pot să bag un enchant de, nu știu, level 20 acolo. Uh, cât să-mi ia numai două nivele ceva de genul, știi? Ar merge, ar merge, ar merge, ar merge. Ok, cam la asta au căzut și scările. Am luat și scarile cu mine, frate, dar chiar sparge foarte, foarte repede pickaxe-ul și place care și am breaking. Deci e beton. Super tare. Acum mai lipsește un seal touch. Mai avem nevoie de un pickaxe cu seal touch. Și, frate, chiar putem spune că avem ditate. Deci, în comparație cu survival, cu brigada, frate, acum chiar putem spune că avem tășe trebuie, mă, băiate, mă. Tășe trebuie, mă. Ok, știți că trebuie să, trebuie să mai pun eu ăsta aici la prăjit mai mult, stone și o să-l pun așa cât un stack pentru că nu mai am furnale din păcate, unde să punem astea. Hai să luăm noi, tot stă unul care s-a apucat să se prăjească până acum, ca să mă pot apuca de treabă, nu? Să meargă treaba repede, boys, nu să stăm noi prea mult pe gânduri, aici nu, nu prea. Ok, facem mai cabl, nu mai e un de asta momentan. Chic, că teoretic ar trebui să avem grijă că nu mai avem cum să facem rost înapoi, dar în fine. O să facem pe bucăți. Uh, nu o să termin tot un clip. Eu aveam de gând să termin tot un clip, dar mi-am dat seama că nu prea pot. Uh, o să fac acum partea de sus, da? Și partea de jos nu o să stau, că e plictisitor să stau un clip să tai lemne și să tai lemne și să tai lemne și să tai lemne. Știi? Și fac off-camera și o să înlocuiesc cu... Stau în bric, acum stai așa să ne gândim, că eu ziceam că mă gândesc la ceva model. Bă, ar arăta, nu știu, eu zic, așa ce mi vine mie în cap, că dacă facem o șmecherie de genul ăsta... Ia să sar eu pe aici. Torzon! Fac! Eu zic că ar arăta ok dacă s-ar continua și până jos totul, ar arăta ok, frate, cu Cobblestone așa pe margine, știi? Sau după să punem mozi, cableton sau Mozy Stonebrick, de astea. Mă, da, eu zic că arăta ok. Hai, momentan, punem cableton pe margine, uite aici, tot Cobblestone pe care l-am scos și care a căzut, nu în minile mele, a căzut pe jos. Ceea ce nu este foarte ok, pentru că avea nevoie sus de cableton, Pac, 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 Ui, ce repede urcăm aici, ce trebuie de merge ce treaba. De eu zic că arată ok. Bun, și vreau să-mi voi în comentarii părerea. Am zicea cineva acolo că, bă, Andrei, de ce faci atât de nașpa casele? Și am spus de fiecare dată și -o mai spun pentru că nu mă pricep. Nu mă pricep la design, la arhitectură, dar nu cred că este un lucru foarte, foarte important. Bă, măcar încerc, încercarea moarte știi? Pur exemplu, simplu, nu mă pricep. N-am imaginat fie cum să fac anumite case. Mă pricep la altele, nu la făcut case. Nu o să mă vedeți pe mine arhitect prea curând. Bă, cât de repede s-a dus stack-ul nebun? Pe acum am dat seama, eu cream că mai am un... What? Eu cream că mai am un stack pe lângă asta, dar nu mai am. Ok, ciudat. Foarte, foarte ciudățel, așa. Nu s-a dat ok? Bă. Oh my fucking god. Uh, da, cred că ați observat voi care este problema. Faptul că aici e seb Acum am dat seama că noi de fapt aici pusesem slab. Și care e distanța de 3? Acum ar veni de 2 și un pic, practic, nu? 1, 2. What the fuck, cât de repede s-a spart. Asta înseamnă că mai trebuie să mai dăm un rând în sus. Oh my god, deci mai mult, mai mult umbrii Știi cum o să facem aici? Că am spus camera aceasta pentru etaj o să fie pentru două cufere și pentru locul cu poțiuni și locul cu masă de enchanting, știi? Pur și simplu mai facem o de un seb unde vreau să fie masă, vreau să fie uh, masă aici Punem seburi gen seb aici pentru masă, seburi aici pentru și atât, știi? Să fie un pic mai ridicat și astea de poțiuni și astea pentru enchanting table Și cuferele care o să fie lângă o să fie un piculeț mai ridicat, nu cred că este o problemă foarte mare Și o să avem și mai mult spațiu cum ar veni Aici, nu? O să avem și mai mult spațiu, ceea ce e ok, îmi place. Bam, și uite cât stau în noi aici ca băieții. Păi știi ce fac? Uite, o să fac numai dintr-un stac, uite așa. Momentan, să vedem dacă mai avem, nu cred că mai am nevoie de mai mult. O să am nevoie de slaburi, în schimb. What? Nu puteam să urc, what the fuck, Azi? cum făceam? Dude, uh... Bag piciorul, mai bine urc pe aici. <laughs> mi-am făcut eu singur drumul. Nu mai ai nevoie să ziceți voi pe unde să vin, că deja mi-am făcut eu singur drumul. Ok, am nevoie de cobblestone. Pă, cobblestone, mai am... Deci eu tot cobblestone pe care l-am, l-am băgat aici am furnal, mă? Nu, că am luat prea mult. Iau șo atât pa, am pana mea, totuși nu pot să las, să nu mai am nicio... nicio formă de cobblestone, că după din așpa. E complicat. Și oameni buni, vă reamintesc încă o dată să nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mă susțineți și dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe episoare. Nu uitați că în clipul următor o să batem dragonul cel mare și puternic. Îi arătăm noi cine e șeful sau ne arată el cine e șeful. Acum eu sper că a prima variantă să fie cea uh, ce se va întâmpla, ce se va petrece. Nu, nu știu cum să spun, sincer. Dar na, acum vedem, frate. Nu știu ce... Bă, eu... Mamă, știi cum facem? și cum facem știu cum fac, mamă și mamă, mamă, mamă. Mama mie, pizzeria, bam, se burda astea și bam, se burda astea. Bam, fiți antena boys. Și mi-e acum de tavanel frumos. Să vedem dacă mi iese acum, că în capul meu arată ok, dar nu știu că să z. Știi cum facem? Fie antena, fie antena. Deci, prima dată, trebuie să punem asta pe margine și după ghiciți ce o să alternăm. Pac, 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 pac. Stone slap și stone brick slap. Cred că ar arăta fain, mie mi-ar plăcea, gen, nu știu, acum hai să vedem cum o să arate, mai nevoie de stone bricks, să mai fac niște, pac piciorul, să mai fac niște șmecherii de-astea, păi, tot cobor aici, M am plictis de câte ori am coborat așa uh, aba, Opa, Așa, nu fac foarte multe stone slabs pentru că nu cred că o să am nevoie de atât de multe, am nevoie de mai multe stone bricks pentru că e și primul nivel de stone brick slab, cum ar veni, dar nu știu dacă o să am nevoie de mai multe stone slab. Hai să vedem acum aia. Yeah. LOL, not good. Oh, nu spune că nu... Iha. Ba nu, putem, putem, putem așa. Și așa, ah, beton. Come on, are fucking kidding me. Nu merge să pun așa imediat dacă sunt două tipuri de slab diferite. Nu merge să pun așa cum am încercat eu, dar uite, merge așa. Tare. Tare, 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 tare. Super, super tare. Uite, n-am nevoie de foarte mult se exact ce vă zici și am și... Oh. Ok. Pac, pac. Să punem celălalt tip. Și acum cred că se va termina cu ăsta mai alb. Gen stone zap, simplu, fără stone brick. Cred că așa se va termina, nu? Ia să vedem. Ar fi interesant, ar fi... Ba nu, se termină cu... Dar e ok, și așa nu mă deranjează. Nu. No. Cum arată boys? Ca să se termine cu ăla trebuie fac mai multe stone steps, frate, ca să începem aici cu... Știți ce zic? Eu dacă mă arunc mor, nu mă arunc, doamne, zici că am nebunie, nu mă arunc, ce ai? Că n-am feather falling și ci... cum ar fi, deci cum ar fi eu să mor în propria casă, frate? Adică aruncat din propria casă, cum ar veni? Stai așa că vreau să văd cum se vede tavanelul nostru frumos. A, nici măcar nu se vede tavanelul nostru frumos, bag piciorul. Lol, mă, nu se vede tavanul? Nu se vede tavanul decât de la depărtare, lol. Are you fucking kidding me? Uite, vede de cât așa puțin tel de la depărtare, că e, e prea înaltă casa. Știi ce mă gândeam, frate? Mă gândeam cum ar fi dacă noi, gen, să nu facem două nivele, să facem un singur nivel care să aibă două părți. Partea de sus, partea de jos. Gen, nu știu cum să spun. Ca un pat etajat, dar e un etaj etajat. Nu știu, etaj etajat, ok, sună ciudat. Dar... Gen, să nu fie despărțite de podea. Stii? Să fie decât o, nu știu, un loc short pe unde este orice un piculeț mai sus și cam mai e ceva de genul. Dar aici mie mi îmi place cum arată. Bă, și am putea lăsa așa puțin el mai întuneric să fie o atmosferă mai mitică, mai de poveste. Nu știu, zic și eu, îmi dau cu presupusul. Dar ar, ar fi fain. Ia să văd cum se vede noaptea așa. Că e light bug ăsta, asta îmi place, știi că e light bug Gen, se vede lumina de jos de la parter, trece pe aici, prin slaburile astea nesimțite Și se vede ce și uite cât de fain, se vede, mi-mi place cum se vede, frate Ar merge să lăsăm așa, să fie luminat, nu mai podeaua lumina, Podeaua să fie luminată și restul să fie normal Chiar arată tare, îmi place Deci și acum, teoretic, ar trebui să înlocuim totul cu, cu slaburi de-astea, cu, pum, cu stone bricks Cred că da. Cred că ar trebui să ne apucăm și podeaua. Din ce facem? Nu! În interior am putea pune lemn. Dar aici pe exterior trebuie neapărat să înlocuim că... Ble, blie, su, cai din ahui. Arată urât, frate. Arată urât lemn cu... Ce naiba. Și trebuie să punem mai multe geamuri. Deci trebuie să punem geamuri, mă gândesc eu... Cam pe fiecare parte. Acum hai mă, să spargi geamurile astea că facem noi rost, că avem nisip prin uite și acolo nisip și pe acolo nisip, deci facem noi de geamă, nu vreau să mă încurce foarte, foarte mult, că dacă îl lăsam acolo când puneam mai blocurile, mă încurca. În fine, aici trebuie să înlocuiesc eu off -camera. uh, Nu știu acum dacă o să arate bine după ce o să terminăm totul, pentru că vreau să fie și geamuri, vreau să fac și ceva model. Nu o să lăsăm așa mat, nu știu, mi se pare ciudat, monoton. Nu, vreau să facem și ceva model acolo. Vă las pe voi în comentarii să scrieți păreri, da, sugestii. Vreau să scrieți ce părere aveți, ce credeți, nu știu, ce model am putea face cu cuvintele voastre. Explicați ca la școală. Uh, să văd și eu, să vad în neață, Andrei, ce dragi de mea ză mai poate face pe aici prin zonă să iasă bine, știm? Mm. Pana mea nu știu ce să zic acum. Mie-mi place, deci mie -mi... Opa, Oh, bă, nu, să mai avem voi să facem și un de frate, un uh, villager de ăsta. Gen, un zombie villager. O să trebuiască să facem un de să-l prindem undeva ca să facem trei cu el. Știu că avem și un sat, dar uh, e mai departe satul, mai bine. <laughs> Aducem direct aici tot sătenii, frate, și suntem fericiți și gata, am terminat, de știi? Decât să stăm să ne complicăm, să mă duc eu până la sat dacă vreau să fac un amăre de trei, după să aflu că am uitat materialele acasă și toate cele. no. mi s-a spart, mi s-a spart ăsta. Hai să fac eu de diamond, topor de diamond. Păr de diamant, pac, pac, pac. Bam, fucking diamond X, my friends. Super tare. Am cum arată că se mea acum. Și cred că ar fi o chestie gen să las podeau aici de cobblestone. Adică, oricum nu se prea vede fundul construcției, cum ar veni, știi? Deci, cred că ar fi o chestie să las podeaua din cobblestone, mai așa, de, de, nu știu, de formă, să nu fie totul stone brick până la urmă. Să punem lemn. Să punem două straturi, de jos să se vadă cobblestone slab și sus de fapt să fie lemn, știi? Gen, noi mergem, pana mea, nu știu, pe parchet, uite cum am eu parchet acum în cameră. Ar fi interesant. Ar fi destul de interesant și acum trebuie să, uite ce mai trebuie să facem. Bam! Și aici ziceam că punem stone, nu? Ai, mami! Bam! Nu s-a dus, bac, piciorul. S-a dus tot cobblestone pe care l-am pus apres și s-a dus, ghiciți ce? Come on, are fucking kidding me? Deci mai am iarăși cobblestone. E, da, punem așa. Hai mă duc eu după să iau. Nu no, vă vreau zor, cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați încă o dată să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apare cât mai multe episoade, nu uitați neapărat uh, sugestii în comentarii, propuneri, toate cele, să vedem cum faceți noi aici. Oricum, cred că următorul nu o să stăm... Uh, gen să mai muncim la căsuță, o să mergem direct să ne bate cu dragonul, pentru că sunt sigur că, bă, și voi așteptați acest moment, adică eu sunt destul de emoționat, frate, că o să fie o luptă destul de complicată și, să poate nu o să fie o luptă complicată, dar, bă, totuși, dragonul față de Wither, acum, pe cuvânt, wider, a fost... Uh o chestiuță. Wither a fost o muscă pe lângă dragon, știi? Dragonul poate să-ți facă mult mai multe. Wither nu prea avea ce să-ți facă, cam asta era jmecherea, știi? Dragonul, în schimb, te poate arde, serios, și nu vă gândiți la prostii când zic arde, dar chiar te poate arde, frate. Deci, dragonul o să te înțepe rău, ceva de genul. În fine, cam asta a fost clipul. Nu uitați să apăsați butonul drag, să strânge foarte multe like-uri. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea acordată. Că n-a trebuit să mai spun o dată că sunt chiar foarte, foarte fericit. Uh, cred că când apare clipul ăsta am făcut 100.000 de abonați sau aproape, nici nu știu, eu filmez clipurile de dinainte. V-am spus, în fine, că am fost Andrei, ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Da, așa, mă, vă frumos. Pa, bă, pa!